sunt deja câteva luni de când s-a luat decizia politică că vor pleca militarii moldoveni la această operațiune în Kosovo și vreau să vă întreb cum stau lucrurile, de ce încă nu pleacă? Într-adevăr, decizia politică de a detașa un contingent militar în operațiunea de menținere a păcii în Kosovo este primită și deja noi militari împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene lucrăm în domeniul implementării acestor decizii. În momentul actual, practic, totul este deja soluționat și rămâne ca să primim acceptul partenerilor noștri americani pentru a transporta efectivul în teatru de operațiuni. Vom îndeplini misiunea împreună cu contingentul italian. De aceea noi am semnat un acord de asistență, un acord de cooperare cu militarii italieni. El va fi în curând ratificat și de guvern. Am semnat acorduri necesare pentru detașare și susținere împreună cu Organizația Nord-Atlantică. Sperăm ca în perioada 14 februarie 7 martie, contingentul se detașeze în teatrul de operațiuni. Putem vorbi despre o tărăgânare justificată, nejustificată, firească, nefirească sau nu? Nu, sunt niște proceduri firești necesare în astfel de condiții. Sunt niște proceduri firești, trebuie să luăm în considerație și perioada sărbătorilor de iarnă, care a început mai înaintea noastră în structurile europene, euroatlantice, după aceea s-a prelungit puțin la noi. Totodată, procesul decizional la partenerii noștri este unul de asemenea necesar care să fie trecut. Nu putem să vorbim de o tărăgânare, anume a procesului. Trăduim cât mai repede să soluționăm problemele care au fost firești și practicile deja sunt soluționate toate. Vorbeți mai devreme despre o decizie, un accept al partenerilor americani pentru transportarea contingentului. Din ce bani? Să înțeleg că își asumă partea americană cheltuielile pentru acest transport sau e vorba de altceva? Nu, anume de ce despre aceasta și vorbesc, posibilitatea de a diminua cheltuielile pentru Guvernul Republicii Moldova. Din aceste considerente, noi am negociat și cu Guvernul Italian ca susținerea în teatrul de operațiuni să fie în mare parte a Guvernului Italian. Aici vorbim de 2/3 din costuri suportate de ei, de partenerii italieni, și partenerii italiani să ne asigure transportul pe cale aeriană sau pe cale terestră, dar inclusiv și achitarea acestor costuri. Dacă era vorba despre achitarea costurilor 100% de către Republica Moldova, atunci cred că mai repizor plecam în teatru de operațiuni. Dar noi încercăm să facem în așa mod ca costurile noastre să fie diminuate, iar beneficiile pe plan internațional să crească. Cred că ar trebui acum să punctăm cam cât o să ne coste pe noi această activitate. Noi mai mult trebuie să vorbim despre beneficii. Costurile în comparație cu beneficiile sunt destul de mici. În primul rând, în costuri vor intra echipamentul care deja îl avem, echipamentul care este necesar pentru militarii noștri în orice operațiune dacă ar pleca, instruirea lor, dar beneficiile care le vom avea pe lângă faptul că vom fi tratați ca furnizori de securitate pe plan internațional, ca parteneri serioși deja, eu cred că sunt și faptul că militarii noștri vor avea posibilitatea de a-și îmbunătăți inclusiv starea lor financiară. Pentru că marea majoritate a costurilor sunt diurnele care le vom plăti militarilor noștri. Diurnele astea le vom plăti noi? Da, clar lucru, noi unele costuri noi trebuie să suportăm și militarii noștri vor avea o rată zilnică în jur la $50 pe zi, care chiar va îmbunătăți cu mult starea financiară a familiilor militarilor, care, după cum cunoașteți la moment, nu este ceea care ne-am dorit-o noi. Participarea la o operațiune militară presupune și niște riscuri. În sensul ăsta, cât de expuși vor fi, poate, militarii la riscurile pe care le aduce o participare la operațiune militară?
Profesia de militar din start prevede că noi suntem predispuși riscurilor mai mult ca alte profesii. Chiar un studiu nu de mult l-am citit, făcut de armata americană. Americanii consideră că cea mai stresantă și cea mai de risc profesie este profesia militarului. Așa că noi suntem totdeauna sub un risc aparte. Dar dacă să vorbim despre această operațiune de menținere a păcii din Kosovo, riscurile vor fi minimale. Militarii noștri vor fi antrenați în special în paza obiectivelor, bazei militare și în operațiuni de patrulare. Cunoaștem totodată că situația în această zonă este una liniștită și riscurile sunt minime. Ziceți de că ne-am transformat prin această participare în furnizori de securitate. Un alt pas care ar fi? Ce ar mai trebui poate să facem ca să demonstrăm că tocmai asta facem, ne transformăm în furnizori de securitate pe acest continent? Eu cred că în funcție de ambițiile noastre politice, în funcție de viziunea noastră asupra dezvoltării acestui aspect de participare în operațiuni de menținere a păcii, și eu personal aș pleda pentru dezvoltarea capabilităților de participare cu contingent militar în operațiuni de menținere a păcii sub egida ONU, spre exemplu pe continentul african. Multe țări folosesc această posibilitate pentru a-și dezvolta capabilitățile sale militare. Noi deja avem 12 observatori militari care activează în diferite funcții în operațiunile ONU. Avem reprezentanți în conducerea de vârf a Departamentului Operațiunilor de Menținere a Păcii din New York. Și cred că următorul pas ar fi foarte bine noi să dezvoltăm o unitate, un batalion în jurul la 6-700 de oameni care să-i putem detașa în opțiuni de menținere a păcii a Organizației Națiunilor Unite. Am asistat la niște speculații dinspre regiunea transnistreană, dinspre Rusia, că ar exista acolo date că Moldova se pregătește să adere la NATO. Sunt pure speculații. Cum le-ați aprecia? Cooperarea noastră cu Organizația Nord-Atlantică este una bună și eu sper ca ea să fie pe viitor una și mai bună. Reșind din faptul că putem să ne ajutăm reciproc. Dar Moldova are de câștigat mult mai mult decât Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Chiar proiectul de nemicire a pesticidelor actual demonstrează beneficiile acestei cooperări. Totodată vreau să menționez că noi împlinim în curând 20 de ani de când suntem în programul Parteneriatului pentru Pace și aceasta ne dă un beneficiu enorm în pregătirea militarilor noștri, conform standardelor contemporane. Ceea ce țin de aderare, noi nu putem să discutăm atâta timp cât suntem un stat neutru, iar neutralitatea presupune abținerea sau imposibilitatea aderării la blocuri militare. De aceea, toate speculațiile în cauză sunt doar la nivel de speculație. Cred că este o campanie de denigrare a acțiunilor care noi le facem acum în domeniul integrării europene sau, de asemenea, și cooperarea militară cu alte state. Participarea la o misiune cum este KFOR, na? Care are mandatul Națiunilor Unite, demonstrează doar intenția noastră de a contribui la menținerea păcii în regiune sau pe continentul european. Toate țările neutre sunt prezente în operațiunile de menținere a păcii care sunt implementate sub egida ONU. Nu suntem noi primii, nu suntem noi ultimii și noi nu suntem cele mai multe trupe prezente în așa misiuni. Eu cred că avem foarte mult de învățat de la țările neutre și neafiliate, anume cum să folosească pârghiile participării în operațiunile de menținere a păcii pentru a câștiga capital politic internațional. Și asta noi pas cu pas o facem.